Astăzi, în calitatea mea de femeie cu identități multiple, și anume ca femeie romă provenită dintr-o familie de romi antreprenori, de absolventă de Facultatea de Administrare a Afacerilor, de tânără antreprenoare și eu la rândul meu, dar nu în ultimul rând în calitatea mea de activistă, vă propun o temă, poate un pic altfel, și anume economie socială și activism. Sau activism. Nu știu câți dintre voi sunteți familiarizați așa cu termenul ăsta de economie socială. Eu o să încerc să-l definesc un pic. Cu rugăminte, dacă e ceva ce nu înțeleg foarte bine, Irina și Gunoia special, să interveniți, să mă corectați. Economia asta socială se referă la un fel de afacere care, al cărei scop este de a ajuta persoanele care provin din grupuri vulnerabile să se integreze pe piața muncii, iar profitul, da? Adică banii care se fac la sfârșit, să fie cumva reinvestiți în comunitate. Pe de altă parte, activismul înseamnă o luptă permanentă și continuă pentru diferite cauze. Cum ați văzut de-a lungul celor două zile, astăzi au fost reprezentanți ai diferitelor cauze, la LGBT, feminism, rom, care v-au prezentat munca lor. Aș vrea să începem discuția asta un pic cu Ionela, da? Care, din câte mi-aduc eu bine aminte, a participat la un concurs de culinar, nu? Da, era cu prăjituri și care are propria ei business. Nu știu cum se intersectează munca ta, Ionela, cu activismul sau dacă se intersectează, dar poate poți să ne prezinți un pic mai mult. Ce faceți voi acolo? Cum a început ideea asta cu afacerea? Cum e pentru tine ca femeie și femeie romă să ai așa o mică chestie din care să-ți întreții familia, să fie sursa ta de venit? Întâi, noi când am pornit așa, știi, dar împreună cu soțul meu, noi n-am zis, eu m-am pune de organizare evenimente. Nu e extraordinar de mare, dar e atât cât să putem avea un ban în plus în afară de salariile pe unde lucrăm noi. Și am pornit de la ideea, bă, hai să facem ceva, să vedem ce mai putem face. Și am stat noi și ne-am gândit așa, o, plan local, ce e? Păi nu e aia. Hai să mergem. Ce face lumea? Că noi mai am zis, dacă sunt în comunitatea aia de rom, păi ce fac ai noștri? Se însoară, se mărită, fac copii, asta merge. Hai să facem organizări, evenimente. Și mai mult ne-am axat înainte de toate astea, am pornit așa, când zic, facem evenimente, făceam acasă, între noi, la copii, la asta, ba, făceam cu tot felul de baloane, cu căutam noi să facem cât mai frumos să ne simțim noi bine. Și foarte mulți zic, bă, mai bine voi vă ocupați de evenimente. Și am pornit pe evenimente. Nu aveam la început decât vreo 50-60 de scaune, am pornit așa de la început și până am început să, ușor, să ne dezvoltăm. Greu așa, n-aș putea spune că în momentul când noi am plecat la drum să facem afacerea asta, vă pot spune, băi, noi suntem de etnie romă și hai să facem lucrul ăsta. Nu! Noi am zis, bă, ăștia suntem, că a venit. Ne-am întrezit și cu persoane majoritare care au venit, domne, vrem să veniți să ne organizați evenimentul și toate astea, a fost ok. Că ne-am trezit pe urmă și spuneau la un moment dat, când am terminat evenimentul, când ne strângeam așa cortul și toate lucrurile astea, și spuneau între ei, bă, tăi dracu de țigan, au făcut treabă frumoasă, au făcut evenimentul foarte frumos, au fost și lucruri dintre astea, dar niciodată n-am propunut de-a spus, bă, eu sunt țigancă și fac lucrul ăsta, nu. Frate, eu, în general și în viața mea de zi cu zi, am zis, sunt Ionela Cristea, asta sunt, mă accepti așa cum sunt, bine, dacă nu, pași și la revedere. Nu stau eu să mă etichetez, să spun, băi, eu sunt așa sau așa, știi? Adică cam în genul ăsta noi am pornit. E foarte greu. Mi s-a întâmplat, de exemplu, când stai de vorbă în comunități și mai e o chestie, știi, la majoritatea, în momentul când vin să ne înțelegem pentru organizarea evenimentului, vin soț și soție, știi? Dar la țiganii ai noștri vine bărbatul. Și ți este foarte greu ca și femeie să intervii într-o discuție când bărbatul se devorbă cu bărbatul. Știi? Și cu toate că sunt lucrurile astea care se... detaliile, cum trebuie decorată, cum trebuie totul amenajat și toate astea, intervine femeia, mâna de femeie. Și mie mi-este foarte greu de multe ori să stau să intervin eu, pentru că
dacă soțul meu stă lângă mine și stă de vorbă cu cel care are evenimentul, care vrea să organizăm evenimentul, să intervin, pentru că nu este așa, o zic, taș că intervin eu, pentru că asta ar spunea să-l decat pe el. Și atunci cel mai bine vine soțul meu și îmi spune, zice, nu, chestiile, detaliile, astea le discutați cu soția mea. Da, respectivul discută cu mine, dar se uită tot la soțul meu, știi? Cam lucrurile astea este. Și în momentul când eu văd că pe el nu pot să stau de vorbă foarte mult așa, îi zic, da, știți care e problema? Nu-i mai bine dacă venim noi la dumneavoastră, stăm de vorbă și cu soția, vedem ce culoare alege, vedem... Și atunci pot eu să prind mai mult curaj până ajung să fac prețul, înțelegi? E foarte greu să trăiești, indiferent, dar în momentul când vine soț și soție, ai acaparat-o pe soție și atunci faci ce vrei cu evenimentul ăla. Eu vă zic acum din punctul meu de vedere. Ai înțeles? Dacă vine doar bărbatul, câștigi foarte greu și la urmă când ajungi în fața evenimentului, tot să trebuie să organizezi, te trezi că îți vine una și mai ieși una de aia gura livă, dar eu vreau așa, dar eu vreau așa, dar eu vreau așa. Și mai mă trezesc și eu și spun, iubirea mea, ce bine era dacă erai atunci la început când ne-am înțeles cu toții. Și la mă taci, nu mai spune nimic, știi? E foarte greu, sunt foarte greu, mă rog, într-un așa alta e frumos. Adică, ideea e, vă spun sincer, vreți să faceți ceva, faceți-l ce vreți voi. Faceți ce vreți voi, că e cel mai bine. Mulțumesc frumos, Elena. Acum pentru voi doi, cum se îmbată chestia asta de afacere și cu activismul? Știu că voi la ACP ați dezvoltat o ideea asta de afacere socială cu Mama Pană. Acolo cred că este și o chestie feministă, având în vedere că răspundem special femeilor, nu? Sau povestește-ne mai mult despre. Da, practic, structura noastră de economie socială, Brutăria Mama Pană, este parte din fundația din CP, care este o organizație feministă și a fost creată fix ca să poată să ofere locuri de muncă unor femei aflate în situații de dificile de viață și care în general își găsesc mai greu un loc de muncă. Cumva am avut dispute inclusiv la în momentul în care am dat anunțuri de angajare, pentru că noi am vrut explicit să fie, să angajăm femei și am și spus lucrul ăsta și am primit multe reproșuri. De tipul, voi sunteți organizație, vă chemați Centrul Parteneriat pentru Egalitate, unde egalitatea, că văd că voi vreți să angajați numai femei. Și am tranșat cumva disputa asta, explicându-le că această brutărie a fost creată ca să ofere locuri de muncă pentru femei, asta suntem noi și asta putem să oferim. Deci, cumva, Brutăria a fost creată din sufletul nostru feminist, ca să zic așa, ca să ofere femeilor un loc de muncă și mai mult decât atât. Să ofere un venit decent și să ofere, nu știu, respect pentru munca lor. Uh-huh. Și cumva legătura cu... și cu evenimentul de astăzi e semnificativ pentru că noi în echipa de producție, unde avem 7 femei, 4 sunt de etnie romă și 3 sunt majoritare, cum spuneam. Mimela. Mulțumesc frumos, Irina. Luia, cum se împarte activismul pe economia socială? Unde este limita asta? Cât am să vorbesc? Cât vrei să vorbești? Păi hai să fie așa, o discuție mai informală, să nu avem un timp, oricum suntem... Deci partea de antreprenoriat. Așa. Noi țigani întotdeauna a fost antreprenor. Noi ne-am născut antreprenor, pentru că pentru noi a fost viața grea. Întotdeauna a trebuit să ne descurcăm, nu? Fate polandesă de ajo, fate crăzbuchino, asta este... Mehofalozes. Este polandesles, nu? Deci asta este stilul... stilul nostru, când am născut să fim antreprenori, da? Toată viața noastră a fost obligați și atunci situația în care suntem acum dependenți de ajutor social, suntem rezultatul prin care sistemul ne-a transformat în niște dependenți de ajutor social, ne-a omorât inclusiv dorința, da? Aici este, să spunem, schimbarea de paradigmă, pentru că puternicirea din punct de vedere economic a romilor duce la schimbarea radicală a vieții fiecăruia dintre noi. Pentru că înainte, mergem un pic în vreme, pe vremea lui Ceaușescu, nu?
Când aveam ceva de lucru, ia aveam și noi un ban, dădeam și noi un bănuț, mergeam și noi, vorba aia, când mergeam sâmbăta și duminica, cine erau toți, care mereau să cumpere și eu găină, să facă, să treacă, să... Nu? Aveau ceva de mâncare, era o țigănie vie, frumoasă, veselă. Seara veneau muzicanții, rup de beți, toată lumea se făcea la ora 3-4 dimineața, era viață în țigănie, lumea era fericită. Dimineața mai scoteau o sâmbure, unul mai venea, unul se mai înjura, unul mai trecea cu porcul, unul mai la ala, la ala venea de la, de la piață cu găinile în spate, ala murea, ala se certa, ala... A murit. Din punctul ăsta de vedere, nu mai avem piață, nu mai avem nimic, am fost omorâți din punct de vedere socioeconomic. Mi-aduc aminte că vorbim despre antreprenoriat social, pe cine erau cei care făceau comerț pe vremea, și pe vremea lui Ceaușescu și înainte? Păi ăsta mergea cu șatra, mergea stânga, dreapta, vindea una, venea acasă. Mi-aduc aminte, bunică mea, Dumnezeu să ierte, păi am învățat-o la 63 de ani să le scrie numele. Nu știa nici să calculeze și ea făcea comerț. Și vedea cu bani acasă. De unde? Că noi eram copii, îți dai seama, că nu ne vrea... Ce mă lasă... Noi când auzeam acolo, eram copii, acum erau intelectuali. Și zicea, mă, dar de ce nu... Întreba, mă, tăticule, dar mama cu cea și tata bumbu, dar ce limbă vorbesc? Lasă-mă că e engleza de bată. Dar și eu învăț engleza. Păi lasă-mă că e aia literală, voi aici ei vorbesc engleza de bată. Bine, așa am trăit cu engleza de bată. Făceau comerț. Cine erau țiganii înainte, pe vremea lui și pe vremea lui Ceaușescu? Cine erau mandatoare? Cine erau de jos până sus, găseai tot ce vreai. Dar important era că toată lumea se descurca. Da. Cine era, nu știu, de aici era pantalon, era... Ăsta, Viorel de la București, era ăla de la, era tata lui Dana de la Cluj, era ăsta la tot, de făceau tot, ba, trafic de aur, ba, vindeau toate plasticăraiele, toate astea era. Cine erau, de fapt, antreprenorii pe vremea lui Ceaușescu? Cine aveau autorizații? Ce, florarii erau... mergeau cu tiribomba, cu flușturele, cu asta, cum le zice, cu cocoș, cu semințe, cu toată asta. Dar era o întreagă viață, pentru că lumea spune, domnule, sunteți niște dependente, ajutor social, vai de steaua voastră. Care era, de fapt, să spunem, participarea romilor în produsul interbrut al partidului, al societății socialiste? Enorm de mult, da? Păi iată mă o întrebare așa simplă. Vă știți câți țigani au fost la legea 18? Cine erau... Pe cine bătea poliția și lua aurul? Pe cine intrau... era o sursă de venit și pentru stat, și legală și ilegală, da? Să știți un lucru, că pe mine m-a preocupat foarte mult partea asta de, așa zis, antreprenoriat social. Este ceea ce am văzut în familia la mine, pentru că mama a cucea și tata bumbu, bunicii mei au fost foarte săraci. Și el era mandatat la un dat din asta și au venit inundațiile. Și ce se gândește? Țiganul avea 9 copii, nu? Era plin de bumbacul, era tot inundat. Și el ce se gândește? Mama, atâția copii, ia să mă duc, eu merge la partid și zice, domne, pot să iau și eu gunoiul ăla de acolo și să-l arunc. Zice, da, domne, ia că era inundat bumbacul, îți dai seama, tirul întregi de bumbac. Și ce-a făcut țiganul? O adus că avea curte mare, un proiespiat, a adus toate tirurile de bumbac, a lăsat bumbacul să se uște, l-a spălat și a inventat o chestie din aia de învârtit și și-a pus toți 9 copii, învârteau la bumbac, adică era multar, îl spăla, îl rebobina. Și a început să-l vândă. Mergea pe sate, vindea, nu știu ce. E uite așa, din 9 copii, 2 fete și 7 băieți, toți 7 băieți au terminat facultatea, dintre care 3 au fost medici, unul a fost director la OJT, tatăl meu ofițer de armată, da, un maestru în asta, da. Deci ce vedem de fapt? Că partea asta de împuternicire din punct de vedere economic, antreprenoriatul ăsta și social,
duce de fapt la întărirea sentimentului de viață bună și de cetățean. De ce noi nu participăm? De ce toată discriminarea, toată sentimentul de antițiganism? Sunt niște efecte din punctul meu de vedere. De ce? Pentru că noi dacă am fi puterniciți din punctul de vedere economic, am avea un loc de muncă, am avea un salariu, ne-am plătit. Că doar nu suntem proști, că știm să ne trimite copii la școală, știm să ne plătim gunoiul, știm să ne plătim toate lucrurile astea. Nu trebuie să vie cineva să ne facă politica de stat că vor luăm niște inculți care abar n-au de viață. Nu, domnule, noi întotdeauna am știut ce înseamnă comerțul și am știut ce înseamnă antreprenoriatul și social, pentru că noi trebuie să supraviețuim. Da? Păi normal, dacă eu nu pot plăti serviciile sociale sau nu pot să-mi plătesc toate taxele și impozitele și lucrurile astea, normal că ce s-a întâmplat? Că vă dau așa, ce am observat eu la mine, în Alba Iulia, da? Lumea Nouă, cartierul Lumea Nouă, da? Se întindea până aproape în centru. Țigănia noastră era până aproape în centru, era mare de te ducei, că vedeau cu șaretele și cu caii și cu toate alea, era până în partea cealaltă. Toată lumea avea de mâncare, toată lumea avea o viață bună, erau veseli, aveau servici, da? Mai mult sau mai rău, dar aveau un serviciu. Aveau o bază de unde să trăiască. Aveau o bază de unde să trăiască. Deci în aproape 20 de ani, eu tot timpul spun, domnule, noi am pierdut teritoriu în oraș. Păi centrul era țiganilor, nu? Toată partea asta s-a dus aproape 3 străzi înapoi. De ce? Primii care au fost dați afară din serviciu au fost țigani. Da. Zice țigani că suntem între noi români. Așa. Normal că ei nu mai putut să mai supraviețuiască. Ori trebuie să-și vândă apartamentul, ori trebuie să-și vândă asta. Ce-au făcut? S-a renăscut lumea cea nenorocită între ghilimele, care s-a dus în spate, da? De ce nu a citat teritoriul? Că nu mai fost împuternicit din punct de vedere economic. Nu mai avut bani. Și-a vândut apartamentul. Unde s-a dus? În spate. Nu a avut unde. Acolo și-a făcut o colibuță, o de asta, dacă mai a avut un bar, și-a făcut de cărămidă, dacă nu, și-a pus două lemne și un plastic și acolo a rămas. Statul nu a venit să investească în comunitatea de rom, pentru că este cel mai ușor de manipulat. Noi vorbim despre această economie socială, este așa un concept foarte frumos. Da. Unde poate să existe adevărata mișcarea etnică a romilor, de renașterea stimei de sine? Nu, noi nu avem stimă de sine, ne-au murit, nu mai suntem mândri că suntem țigani. Mai suntem mândri că avem o cultură, avem o tradiție, avem ceva. Nu avem nimica. De ce? Pentru că sistemul, ușor cu ușor, datorită sărăciei extreme în care noi trăim și datorită izolării și segregării rezidențiale care noi am trăit, păi da, vă dau un exemplu. Pe vremea lui Ceaușescu sau înainte de comunism, de exemplu la noi. Eu dau un exemplu că la noi acolo. Aveam teatru, aveam școală, aveam magazine. Păi ce vreau românii să vină la noi, la teatru Cioca Boca, cum era în Alba Iulia? Vreau ei să vină la noi, la grădinița noastră. Bisericile noastre erau pline de har. Că erau penticostale, că erau baptiste, că erau ortodoxe. Au dispărut, au fost demolate, au fost... ne-au omorât și din punct de vedere spiritual, da? Și acum, niciodată să înțelegeți un lucru. Mișcarea de dezvoltare nu se poate face cu oameni care sunt în sărăcie extremă. Săracii nu se gândesc decât ce mănânc astăzi, ce mănânc mâine. Unde poate să ajute acest sistem de economie socială? Este momentul când oamenii sunt stabili din punct de vedere financiar. Atunci poate să devină cetățean cu drepturi depline și să lupte pentru drepturile lui. Că te duci la țigani și zici, bă, dar ce prost sunteți, bă, că voi nu știți că vă dă, trebuie să vă dea la... El nu interesează asta. El se zice, că ați aici, dar eu ce să mănânc? Eu mâine trebuie să mănânc, că am 5 copii. Ce facem? Vorbim despre antreprenoriatele sociale. Da, am făcut proiecte. Și am făcut și proiecte pe educație, frumoase, cu desegregare, cu luptă, de oricum să mă ia să mă moare românii.
M-au așteptat câte 50-60 de români să mă măcelărească că ce să caute țiganii aia prinde pentru care mănâncă găii moarte, să vie să stea cu copilul meu de român și de ungur să stea în aceeași clasă cu mine aia care mănâncă găii moarte. Și am zis nu. Pe vântat de mine vin? Pe aia nimuni aștept, noi le-am mâncat. Că n-am zis mai departe, că ce spun românii, păi ce mă, la vine țiganul ăla de acolo, de peste rusă, vie ca la care eu am aruncat găina și am îngropat-o și el a venit și-o despărcat-o și o mâncat să vie să stea lângă copilul meu de plin de infecții și de din asta. Am mers și mai departe. Eu te-aș întrerup un pic și te-aș întreba, pot să ne... Și colegii noștri de la Uniunea Tinerilor Rom te pamfletează în Nada la Treaba ca cel care are cele mai multe inițiative de economie socială. Poți să ne dai un exemplu de prima afacere de economie socială pe care ai început-o sau cea mai de succes sau cea care crezi tu că are cel mai mare? Pentru că asta vreau să înțelegeți un singur lucru. Adevărata mișcarea romilor de schimbare este doar atunci când suntem împuterniciți din punct de vedere economic. Când putem să gândim liber despre ceea ce vrem noi să facem, ceea ce vrem noi să fim, da? Atâta timp cât eu mă gândesc la ce mănânc astăzi, ce mănânc mâine, niciodată nu putem să vorbim 100 de ani în conferință de genul ăsta. Tot acolo rămânem. Nu o să obținem o mișcare de dezvoltare, de o mișcare civică adevărată atâta timp cât oamenii noștri sunt în sărăcie extremă. Păi și cum facem asta să ne mai dezvoltăm? Asta a fost, să spunem, conceptul la care am pornit, pentru că provenind și dintr-un mediu de afaceri, eu personal mă consider sau să presupune că aș fi un om de afaceri, tot timpul am avut o gândire mai pragmatică aplicată pe afaceri, da? La capitolul I money, I love you, n-ai money, n-ai love you, varianta românească, da? Referitor la inițiativele pe care le-am avut, am avut o experiență, nu? În Romanii Cris au fost de proiectele economice pe care le-au inițiat domnul Nicolae Gheorghe, iar eu am avut privilegiu, să spun așa, să lucrez pe partea, pe o perioadă de timp, pe partea de inițiative economice. A fost un lucru extraordinar în care s-a vorbit despre entități economice, despre agricultură, agricultură de subsistență, agricultura pe suprafețe mari de tot. S-au cumpărat utilaje, se vorbea despre un fond care toată lumea trebuie să cotizeze. În anul 3 se reîntorc banii înapoi și se duc mai departe și doar foarte frumos. Am zis că până la urmă mă blestemul Nicolae m-a ajuns și pe mine, că eu am fost cel mai mare critic al lui pe lipsa de eficiență din punct de vedere managerială, neînțelegând în momentul respectiv, de fapt, e un tip de comportament la noi care prima dată trebuie să-l schimbăm, pentru că exact mă reîntorc la ideea că un om care până în ziua de astăzi, el nu mai a avut o afacere pe mână, el nu mai știu să gestioneze. El s-a gândit, toate porame s-o dai și o mare praz, lasă că luăm și noi ce putem face, strângem. Nu are o gândire de planificare în timp, da. Aia a fost prima mea, să spun, legătură cu ceea ce însemna interacția între rom și business, da. Nu vorbesc despre afacerile mele personale, pentru că aici vorbim despre fiecare dintre noi, cum putem sau nu putem să devenim oameni de succes. Norocesc, așa e. Normal, am făcut parte și din programul PACIV, care principalele cuvinte sunt legate de proiecte generatoare de venituri. Deci Nicolae Gheorghe, Andraș Biro, Jennifer Tarnaca sunt, să spunem, inițiatorii conceptului de împuternicire din punct de vedere economic a romilor. Singura cale, din punctul de vedere al meu și al lor, de a putea să mergem înainte. Atâta timp când nu avem un loc de muncă, atâta timp când nu avem un business, atâta timp când noi nu ne aducem, nu participăm în ceea ce înseamnă produsul intern brut al unei țări, noi o să fim întotdeauna considerați așa toată la căruță, noi nu participăm în procesul de decizie, nu reprezentăm, noi nu participăm acolo unde cașcavalul este împărțit, nu la Consiliul Local, la Consiliul Județean, la nivel național, da? Suntem 2 milioane și ceva de rom și avem un singur deputat. Să ne fie rușine, în condițiile în care maghiarii au 600 de mii de oameni și au un grup parlamentar. Asta înseamnă doar puterea noastră
și spirituală, și economică, da? Bazându-mă pe toate aceste lucruri, într-adevăr, primele cooperative pentru femeile de etnie romă în România au fost făcute de Asociația PACHIM România, împreună cu Ministerul Muncii. Am făcut primele 5 cooperative, cred că au fost 2009-2010. Dar scuze că te întrerup, da. Maria Lunescu, eu mi-am amintesc că și ea, ea prin anii 90 era cea care vorbea despre... Da, primele cooperative, da. Oficial înființată ca și cooperativă. Te referi după legea sau... După legea cooperativelor, da, deci nu... Deci, în conceptul... Că totuși proiectele acelea generatoare de venit din anii 90... Păi eu am spus despre ele, da, deci despre asta este, ah, pentru că a fost normal invitată de către Nicolae, da, da, da. Era Maria Ionescu, era Mariana Dică, era atunci a venit de, era asistentă pe proiecte economice, era cu coordonatorul pe ultima parte. Atunci a fost momentul în care cei 2 milioane de mărci, să spunem, au fost investite, deci Comitetul pentru Combaterea Foamei din Franța, ori finanțat cu 2 milioane de mărci germane, partea de dezvoltare economică a romilor. Au fost două concepte. Au fost dezvoltarea agriculturii de subzistență în Ungaria versus agricultură intensivă și business-uri mai largi în, în România. Acum putem să discutăm și despre la fiecare, dar nu cred că este cazul. Deci, eu vreau să văd un concept pe care l-ați luat de la început și l-ați da, deci, fost, deci primele 5 cooperative din România, vorba aia cu mergeam la mers la Registrul Comerțului să le înregistrăm, nu știa. Efectiv, nici cei de la Registrul Comerțului nu cunoșteau procedura prin care ar trebui normal să se nască o cooperativă. Am mai ce să vă spun, nu am avut, au fost o parte de succes, o parte mare de insucces, da, pentru că e într-un business. Mulți dintre romii noștri pot să fie foarte buni, de exemplu la Florării, da? Oamenii noștri pot să fie foarte buni, știe să lucreze, ne-am făcut cursurile, hai să zicem, dar capacitatea managerială este foarte restrânsă. Iar unele dintre condiții au fost efectiv să dai afacerea în totalitate. La care eu totdeauna n-am fost de acord, pentru că am spus, dom'le, oamenii care sunt grupuri dezavantajate, care nu au mai avut în mână și bani și gestiune, în primul rând, dacă mergem acum împreună la bancă, s-ar putea spune de la bancă, ieși afară. Că am avut cazuri de genul ăsta, da? În care eu spuneam, domnule, dar este președinta cooperativei și ce să facem, domnule, ia ieși afară, că nu știu, deci foarte agresiv, da? Deci vedem că noi nici măcar partea asta de relaționare cu băncile, sau să nu mai vorbim despre faptul că dacă noi spuneam că la un moment dat noi ne-am gândit, domnule, să punem banii în bancă și să ia ca un fel de credit, da? Deci, domnule, cooperativa are o sumă de bani care este garantată de către noi. Punem noi banii în bancă, de ce? Ca să obișnim, să spunem, femeile rome să știe ce e la un credit, să știe ceea ce înseamnă să plătească, să știe ce e la rată, să știe ce e la profit, să știe ce e la să faci bani, nu? O să vă spun că din 5 cooperative, după 4 ani sau 5 ani, deci asta suntem în 2018, vă spun chiar acum sunt în cam toate 5, după aceea mai înființat încă 5, aproape toate 10 în momentul de față trebuie să le închidem din punct de vedere juridic, pentru că nu au făcut performanță așa cum trebuiau, adică nu au putut să se întrețină. De ce? Pentru că nu avem o educație antreprenorială, deci ne-am omorât, să spunem, cunoștințele sau de multe ori nici nu suntem acceptați. Dar nici noi nu știm să gestionăm o afacere. Da? Și atunci este nevoie foarte mult de dezvoltarea acestor abilități antreprenoriale, despre ceea ce înseamnă conectarea cu a întocmi un plan de afaceri, de a merge la bancă, de a întocmi documentele de bancă, nu? Că te trezești într-o viață, să spunem, care tu până în momentul respectiv ai fost în afara acestui joc. Care este, să spunem, rezultatul foarte bun pe care eu îl văd. Adică aveam în fața mea o femeie care nu a ieșit în viața ei din comunitate cu copiii pe cap, dublu, triplu, discriminată, bătută, văd de steaua ei acolo, da?
Ce-a făcut proiectul? O luat, o dus-o în centrul orașului, o stat de vorbă, o socializat, o vorbit, o învățat ce înseamnă să-și facă o